Chardon, continuare Bucătăria picturală șardiniană, fiind totdeauna obiectul unei mari invidii, atât pentru contemporanii maestrului, cât și pentru generația din urmă pictorilor, a dat naștere la o întreagă legendă despre compușii cromatici deosebiți, despre o anumită rețetă la care recurge chipurile marele artist. Prietenul său, Cochon, a întocmit chiar o listă specială pentru domnul Bell, cel tânăr. Aici el enumera culorile preferate ale lui Chardon. Dar oricât ar fi fost de originală tehnica chardiniană, ea nu poate fi redusă numai la mijloace tehnice, la folosirea unor anumite tonuri, la procedeile specifice de punerea lor pe pânză. Ea decurge mijlocit din întreaga concepție despre lume a artistului, ea constituie forma de expresie perfect adecvată lui. Și nicăieri acest fapt nu se manifestă cu o asemenea pregnanță ca în episodul relatat de același coșon. Cu tare artist, povestește el, se tot lăuda cu niște soluții speciale, cu ajutorul cărora el își curăța și își pregătea paleta. Domnul Chardon, scos din răbdări de pălărâgea la omului, care în ochii săi n-avea alt talent decât pe acela de executant rece și meticulos, i-a pus acestui întrebarea: Dar cine v-a spus că se pictează cu culori? Dar cu ce atunci? a întrebat acela nedumerit. Se folosesc culorile, dar se pictează cu sentimentul. Aceste cuvinte ale marelui pictor servesc drept cheie pentru înțelegerea întregii lui creații. În parte pentru înțelegerea naturilor moarte făcute de el, care sub aspectul puterilor de emoționare suportă comparația cu cele mai bune și mai poetice scene de gen ale maestrului. Chardon a început să se intereseze de pictura de gen încă din anii 20, dar abia către deceniul 4 și-a format propriul limbaj, și în acest domeniu nou pentru el. Cele mai bune compoziții de gen ale sale datează din anii 30-40 pictându-și scenele de gen, Chardon nu era singur. Mulți dintre contemporanii săi, ca de pildă Groițe, de Camp, Cano, Dumesnil, Jora, Lepisie, Filipart se specializaseră în pictarea unor, unor de gen. Dar scenele din viața de toate zilele ale lui Chardon sunt atât de departe de lucrările tuturor acestora, cum sunt naturile sale moarte de operele lui de porci și udri. Artiștii de rând și ai rococoului tratau genul destul de primitiv. Zugrăvind figuri plăpânde ca niște popușele, ei le redau ori în situații elegante, picante, ori le foloseau cu scopul de a predica noua morală a stăria treia. Compozițiile lor de gen sunt lipsite de profunzime. Ele suferă de o înțelegere superficială a vieții, de dulcegărie și de sentimentalism. Latura anecdotică prevalând adesea asupra celei artistice, ceea ce duce la predominarea unor tendințe ostentativ, literare, didactice. La Chardon, scena de gen capătă în schimb o cu totul altă interpretare. Ea este pătrunsă de spiritul unei foarte profunde contemplări. Este plină de o fină poezie. În ea totul este încălzit de sentimentul unui mare artist, capabil să privească lumea într-un fel nou și să vadă în ea asemenea frumuseți pe care nimeni până la el nu le bănuia. Așa cum Chardon a descoperit primul în arta franceză, frumusețea unei simple căni de lut sau a unei cratițe de aramă el a demonstrat primul că cea mai modestă și cea mai lipsită de pretenție, pretenție scenă de muncă poate fi transformată într-un mare poem dacă pătrunzi cu adevărat în ritmul ei și te străduiești să o transpui în limbajul creației imagistice, în care culoarea este chemată să devină principalul mijloc de expresie. Chardon își lua temele pentru tablourile sale de gen din viața micii burghezii pariziene. Această viață era și a sa, căci o trăise, așa încât îi cunoștea toate de toate micile ei resorturi. Traiul strălucitor al cercurilor înalte din societatea franceză nu l atragea trăgea câtuși de puțin. În schimb, cu câtă agerime simțea el farmecul căminului conjugal, cu micile lui bucurii, cu trebăluia la domoală de fiecare zi, învăluită într-o aureolă de evlavie. Cum știa el să simtă poezia acestui cămin familiar? Și cum știa să-l învăluie în atmosfera unei deosebite purități morale, în care nu există nici urmă din predica bombastică a lui Groițe despre virtute. Gospodinele, spălătoresele, mamele harnice, guvernantele, elevii sârguincioși, copiii lui jucându-se, toate aceste ființe sunt atât de veridice. Sunt pline de atâta spontaneitate naivă, încât nu le pot schimba nici o liniuță, niciun un fără a le știrbi integritatea uimitoare a acelui tip pe care Chardon l-a creat cu o artă proprie numai lui. La aceste tipuri el a privit decenii, s-a deprins cu ele și i-au intrat în întregime, în conștiință. Numai fiul unui templar parizian putea să redea atât de veridic și atât de sincer traiul stăria treia, care în persoana lui Chardon și-a dobândit propriul ei artist. După lui Le Franța n-a mai cunoscut pictura realistă simplă, lipsită de pretenții. Grand Siecle a manifestat un dispreț nedisimulat față de tot ce era străin eroicului, sublim și marelui stil. Atât în literatura, cât și în arta vremii lui Ludovic al XIV-lea, predominarea canoanelor clasiciste, exagerat de rig rigide, a dus la o stingere treptată a tradiției lui Lenou. Trezirea interesului pentru banal, pentru firesc, se observă mai întâi în literatura secolului al XVIII-lea, este plăcut să-l descoperi pe om în imaginea unui vizitiu sau a unei precupețe, exclamă Marivo în legătură cu romanul său Mariana. La șose se ridică împotriva tragediei afectate sublime, împotriva teatrului de caracter. Viața orășenilor de mijloc, declară el, este la fel de interesantă ca și viața mai marilor acestei lumi cu cât erau mai tare știrbite drepturile burgheziei, cu atât mai stăruitoare se ridica în literatură glasurile în apărarea stării treia, cu atât mai activă devenea lupta pentru idealurile democratice. Tot mai conștient de ponderea lui crescândă, tier Eta a determinat o rapidă creștere a tendințelor egalitariste atât de tipice pentru gândirea filozofică a secolului al XVIII-lea. În artă, acest nou spirit democratic s-a reflectat mai târziu decât în literatură. În schimb, în creația lui Chardon, el a îmbrăcat forme clasice ca perfecțiune. În secolul, în secolul al XVII-lea, felul de viață burghez încă nu se cristalizase pe deplin în Franța. Ea fie că mai păstra obiceiurile patriarhale pe jumătate țărănești, pe jumătate meșteșugărești, fie că se într-atât cu viața aristocrației, încât reprezenta o proastă copie a acesteia. Burghezia și-a dobândit un stil de viață pe deplin original abia în secolul al XVIII-lea, când și-a format propriile tradiții, propriile concepții, propria sa orânduire economică în cercurile mic burgheze, ce locuiau pe malul stâng al senei, viața decurgea egal, monoton și încet. Stăpânul familiei era ocupat ziua întreagă cu treburile lui. Grija casei și a copiilor era în întregime apanajul soției. Abia se lumina și întreaga familie era în picioare. La ora șapte dimineața se întâlneau cu toții la bucătărie, în jurul unei mese modeste. La unul și jumătate prânzeau, iar la opt seara cinau, după care veneau orele de odihnă. Unul citea o carte cu glas tare, altul făcea pasiențe, altul juca ceva. Cât privește mama, ea își îmbrăca și își dezbrăca pruncii, îi îndruma în ale credinței, le învăța pe fete lucrul de mână, îi conducea pe copii la școală, îi ajuta să-și facă lecțiile, le spăla și le cârpea rufele. Ea se străduia să le formeze deprinderile pentru muncă și să le inculce principii morale sănătoase. Duminicile, dichisindu-se și gătindu-și copiii, ea mergea să se plimbe cu ei în tuilării. Aici totul în ea respira atât aer sărbătoresc și atâta colchetărie pariziană, încât nimănui nu i-ar fi trecut prin minte să-și o închipuiesc în la albie. Ea purta discuții cu cu bătrânele, care alternau cu o flecăreală amabilă și ușuratică în cercul prietenelor, flecăreală plină de acel esprit pur francez. La sărbătorile mari, în zilele de naștere și la onomastici, toate rudele se strângeau împreună pentru a serba solemn aceste date însemnate. Cei maturi discutau despre afacerile lor și povesteau ultimele bârfe din oraș. Tineretul cânta, dansa, juca. În aceste cercuri, bunicii și bunicile erau respectați. Părinții erau temuți și iubiți. Existau o atitudine reverențioasă față de cei vârstnici. Pentru sărbători se pregăteau din vreme, părinții le cumpărau copiilor, fără ca aceștia să știe, daruri folositoare. Copiii pregăteau pe ascuns cadouri pentru tații și mamele lor desene minuțios lucrate cu sături, bibelouri confecționate din lemn. După sărbători, când hainele bune se puneau în dulapuri și cufere, îndesate bine cu diferite bunuri, părinții și copiii se îmbrăcau în veșminte modeste, în rochii de pânză, și viața truditorilor cinstiți intra din nou în făgașul cotidian, cu ritmul lui riguros măsurat. Această măruntă lume burgheză, așezată, sedimentată, a căpătat o caracterizare plastică în memoriile doamnei Rolău. Alternanța ocupațiilor serioase a distracțiilor plăcute cu grijile urgente ale casei erau atât de iscusit organizate de către înțeleapta mea mamă încât mi-au dezvoltat deopotrivă toate capacitățile. Eu niciodată nu m-am pierdut. Știam să-mi prepar supa, tot așa de bine, cum desfica filopemon lemne. În cercurile burgheze dinainte de Revoluție, s-a format o atitudine proprie față de muncă, radical diferită de aceea a bisericii și a aristocrației. Pentru acestea, munca era un blestem, fiind hărăzită omului pentru păcatele lui. Pentru burghezie, care era în secolul al XVIII-lea o clasă progresistă, munca conținea momentul datoriei. Ea aducea bucurie, ea se finaliza cu succes și cu bunuri materiale. Lucrând pentru sine și pentru propria noastră familie, scrie Voltaire, noi lucrăm cu mai multă râvnă și bucurie decât pentru stăpân. Munca este mijlocul cel mai sigur pentru învingerea plictiselii, ne învață un scriitor francez necunoscut din secolul al XVIII-lea. Munciți, câștigați-vă pâinea cu sudoarea frunții. Activitatea, exercițiile fizice constituie principiul superior al oricărei vieți. Omul care nu cunoaște prețul muncii începe să se plictisească. El degenerează, duce o existență confuză, deficientă și moare. Dar oare a trăit el în general? Dintr-o asemenea concepție despre muncă, ia naștere acea atitudine față de ea care este atât de caracteristică pentru personajele lui Chardon. Când artistul înfățișează gospodinele sale ocupate cu spălatul sau curățind cartofi, ele fac aceasta de parcă ar îndeplini o datorie sfântă. Ele sunt profund satisfăcute de munca lor, care nu este pentru ele o povară. Mișcările lor sunt ușoare și ritmice și această stare de deosebită satisfacție se transmite și privitorului care le percepe pe toate aceste gospodine ce trebăluiesc prin casă ca niște truditoare modeste și drăgălașe, pline de simțul propriei demnități. Viața personală a lui Chardon l-a ajutat să simtă cu o deosebită acuitate esența burghezului, façon de vivră. Prima lui soție a fost Marguerite Santard. Ea i-a dăruit artistului doi copii, un fiu care avea să ajungă un pictor ratat și o fiică moartă prematur. Marguerite Santard, care se deosebea printr-o constituție plăpândă și printr-o sănătate șubredă, a trăit împreună cu Chardon numai cinci ani. Ea a murit în anul 1735, în plină tinerețe om de o mare delicatețe sufletească, mamă grijulie și gospodină sârguincioasă, ea a știut să-i asigure soțului ei acea atmosferă confortabilă, datorită căreia el a devenit un cazanier convins. Alunecând cu paște, nici nu se auzeau prin camere, ea era pururea ocupată cu vreo treabă, ba măturând atelierul, ba curățind o oală, te -o făcea orbitor de strălucitoare, ba spălând rufe, ba dădăcind copiii. Chardon nu trebuia să rătăcească pe străzile Parisului în căutarea temelor pentru tablourile sale. El le avea din abundență acasă. Modelele lui preferate au devenit copiii săi, soția, slujnica și el a găsit un farmec nespus în atmosfera modestă a locuinței sale de pe Fur. În aceste mese simple de lemn, în scrinurile încăpătoare, în jilțurile tocite, în policioarele nete de pline de vase. Aici totul îi era apropiat și cunoscut. Aici cunoștea fiecare cuișor, fiecare ungher. Când la zece ani după moartea Margheritei Santart, Chardon s-a căsătorit a doua oară cu o văduvă de 37 de ani, destul de înstărită, pe nume Françoise Marguerite Puget, el a dat în persoana ei peste un om oarecum de altă factură decât prima sa soție. Aceasta era o femeie severă, chipzuită, foarte practică, isteață la minte, cu o bună educație și care se orienta de minune în problemele artei. Din locuința sa modestă, artistul s-a mutat în casa celei de-a doua soții, de pe Rue Frances, aflată la numai câteva minute de mers pe jos de vechea locuință. Aici totul respira mai mult belșug, traiul îmbrăca forme mai cultivate, interiorul era mobilat cu o mobilă bună, frumoasă. Dar și aici, întregul mod de viață păstra severitatea și simplitatea puritană de odinioară. Françoise Marguerite Puget conducea gospodăria cu o mână forte, evitând cheltuielile de prisos. Ea își păzea cu strășnicie soțul de vizitatori inoportuni, îl ajuta la organizarea expoziției saloanelor și s-a contopit în întregime cu interesele lui, fiind mândră că are de bărbat un maestru atât de respectat. Și a doua căsătorie a lui Chardon a fost fericită. Ea i-a procurat lui belșugul și liniștea sufletească, care erau indispensabile pentru munca de creație în persoana Margheritei Puget, Chardon a găsit nu numai un prieten minunat și un admirator delicat al artei sale, dar și o bună gospodină, care știa să-i facă viața comodă. Când privești scenele de gen ale lui Chardon, ți se naște invariabil convingerea fermă, mai cu seamă după ce ai făcut cunoștință cu biografia maestrului, că toate temele acestor tablouri i-au fost inspirate de ambianța cea mai apropiată. Pentru a trata în acest fel scenele de gen, trebuie să le fi simțit în toată neasemuita lor particularitate și în tot farmecul lor intim. Iar acest fapt era posibil numai în climatul unei solide vieți de familie. Trebuie să fi urmărit atent ani întregi mișcările și gesturile mamei și soției pentru a picta atât de veritic gospodinele. Trebuie să-și observați ceasuri întregi proprii copii, pentru a fi redat atât de fidel apucăturile tuturor acestor copilași, care se joacă cu sfârlezele, construiesc căsuțe din cărți de joc, se amuză făcând balonașe de săpun. În tablourile lui Chardon nu există nimic portretistic, în schimb în ele este redat uimitor de exact tipul tipul gospodinei grijulii, tipul slujnicei modeste, tipul guvernantei pline de solicitudine, tipul mamei zeloase. Când Chardon înfățișează rugăciunea dinaintea prânzului, se simte totdeauna că el a observat această scenă de sute de ori în propria sa casă. Și aceeași impresie se formează când privești la slujnica sa care curăță cartofi, la fata care se dichisește la oglindă și căreia mama sa îi leagă bentița la scufiță. La muncitoarea care toarnă apă dintr-un recipient, la tânăra femeie care își pregătește un dejun frugal, abia întremată după o boală grea. În toate aceste figuri te izbește concretețea lor, concretețea pozei, a gestului, a unui anumit motiv de mișcare. Însuși, Chardin acorda o mare importanță faptului ca privitorul se înțeleagă just intenția. De aceea, trimițându-și tablourile la expozițiile salonului, le definea cu o precizie pedantă subiectele. Brodeză alegând lâna în coșul său, băiat spălând oale, tânără femeie ascunzând o scrisoare, fiul bijutierului, domnul Godfroy urmărind cum se învârte o sfârlează, fiul domnului Lenoir distrându-se cu căsuțe din cărți de joc. Desfătările de șarte ale unui tânăr care lansează baloane de săpun. În secolul dominației picturii istorice, el credea cu naivitate în necesitatea unui asemenea comentariu literar al autorului. Dar dacă acesta era necesar pentru tablourile lui Groițe, apoi tablourile lui Chardon nu aveau nevoie de aceasta. Privitorului îi era oricum clar ce a vrut să exprime artistul în ele, pentru că intenția lor era așa de concretă, iar întruchiparea acesteia, atât de plastică și de specifică în plan pictural, încât comentariul în vorbe apare aici absolut deprisos. În tablourile de gen ale lui Chardon domnește o liniște uimitoare. Totul este construit pe pauze lungi. Mișcările sunt domoale chipurile sunt concentrate. Figurile apar pe fundalul unor interioare severe, cu pereți netezi, lipsiți de orice podoabe, cu mobilă simplă. Între oameni și obiecte există mii de fire de legătură nevăzute și ființele omenești și obiectele fiind deopotrivă de însuflețite. Pentru șardău, acești oameni se afirmă ca purtători ai unor înalte idealuri, Etice pe care ei nu le proclamă, însă, ci le afirmă prin însăși faptul existenței lor. Truditori modești și cinstiți, ei își fac liniștiți datoria, cred în caracterul sacru al muncii și al familiei, trăiesc închizându-se în propria casă, unde totul respiră pentru ei poezie, de la cratița ruginită până la fotoliul spart, de la șorțul de pânză până la bonețica modestă. Se simte că șardău, nu numai că iubește această lume, dar o și respectă profund. Și această atitudine a sa sinceră și caldă față de scenele pe care le zugrăvește îi dau posibilitatea privitorului să simtă poezia unor fenomene și lucruri pe lângă care el a trecut indiferent de sute și mii de ori în viața sa, nu numai fără să le observe, dar și fără să le bănuiască existența. În felul de a înțelege morala și familia, Chardon se apropie de Rousseau. În timp ce pentru o conștiință obișnuită între morală pe de-o parte și binefacere și milă pe de alta se pune semnul egalității, pentru Rousseau, morala este o chestiune de perfecțiune interioară. El pleda pentru bunătate, pentru noblețe sufletească și pentru puritate morală. El îi inculca omului respect față de sine însuși, dar el a făcut și mai mult pentru un fel nou de a înțelege familia. Familia se descompunea. Rusos a străduit să o consolideze cu orice preț. El propovăduia caracterul sacru al căsătoriei și pleda cu înflăcărare pentru trăinicia lui într-un secol, când adulterul era ceva socotit, ca de la sine înțeles. El i-a demonstrat toată monstruozitatea. Într-un secol în care copiii creșteau, fără supraveghere, lăsați în voia lor, el le învăța pe mame nu numai să-i iubească, dar și să-i educe cu grijă. El le prescria taților și mamelor purtarea pe care trebuie să o aibă față de copii, de care avea să depindă după opinia sa, viitorul omenirii. El avea față de căsătorie o atitudine de seriozitate și puritate protestantă, asemuind-o ca importanță cu o mare taină, în care orice amănunt avea un profund sens lăuntric, iar cele mai prozaice laturi ale vieții de familie și ale traiului conjugal sunt înțelese ca simboluri ale acelei drame patetice ce se consumă în inimile oamenilor. Iată de ce, o simplă fustă de flanelă trimisă lui de către Madame de Pine putea deveni pentru el un adevărat eveniment care i-a mișcat cele mai intime strune ale sufletului. Într-un secol, când toți se prosternau față de forța rațiunii, el i-a dat frâul liber simțirii sale și a obligat pe oameni să creadă în atotputernicia acesteia. El a reînnoit psihologia contemporanilor săi, obișnuiți cu analiza scrupuloasă a oricărei mișcări sufletești, cu gândirea abstractă, rece, cu jocul grațios al intelectului, și el le-a împrospătat spiritele lor uscate cu acel izvor viu al emoției, care era, după opinia sa, o sursă inepuizabilă a tot ce este cu adevărat mare și omenesc. Tocmai prin această latură a filozofiei sale, Rousseau era, este deosebit de apropiat de Chardon, primul dintre pictorii secolului al XVIII-lea, care a învățat să picteze cu sentimentul și nu cu culorile. Ca și naturile moarte ale lui Chardon, scenele de gen ale acestuia sunt realizate cu o uimitoare măiestrie picturală și în ele totul este construit pe cele mai fine valorații, pe contrastul atât de iubit de el dintre tonurile albe, brune, albastru metalice, roze și gri argintii. În rugăciunea înainte de prânz de la Luvru, o replică acestei lucrări, executată de autor, se află la Ermitaj, Leningrad. Principalele accente cromatice sunt șorțul vechi și izinit, de culoare albastru-metalic, dungile decolorate ale fotoliilor, roșii și gri maronii, rochia mamei, într-o tonalitate caldă, galben, brună, scufița și fusta roza fetiței, din primul plan, în sfârșit, gamela de aramă. Tot restul, adică patru cincimi din suprafața picturală a tabloului, este țesut din nuanțe imperceptibil de fine, aproape imposibil de analizat, de gri, verde, oliv și brun. Tonul de alb dat în diverse gradații domină tot tabloul. Albă este fața de masă, albă este rochița micii fetițe, albă este scufița surorii sale, albe sunt manșetele, gulerul și băsmăluța mamei. Acest ton de alb al lui șardăm care a fost totdeauna obiectul unei mari invidii din partea pictorilor, de camp, sunt ceasuri întregi în fața lucrărilor lui șardău, exclama deseori dezolat. Albul lui Chardon, eu nu-l pot obține. Se prezintă ca o adevărată minune a artei. El definește rezonanța specifică a gamei cromatice. În blânda lui licărire luminoasă, el reunește toate nuanțele din jur, și pe cele brun deschise din primul plan și pe cele gri, metalice ale șorțului și nuanțele brun galbui ale rochiei și chiar nuanțele carnației. O viață misterioasă pulsează sub suprafața acestei fețe de masă, devenite absolut mate din cauza folosirii ei ani la rând. Îți pare că dacă am privi-o la microscop, am descoperit în albeața ei mii de particule minuscule din toate culorile posibile ale paletei. Datorită acestui mozaic de tușe mărunte, suprafața picturii dobândește o vibrație catifelată. Iar ființele și obiectele, par cufundate într-o spumă aeriană fină, ce le învăluie și care atenuează toată rigiditatea conturelor. O asemenea tratare potențează și mai mult vitalitatea profundă a imaginilor proprie celor mai bune creații ale lui Chardon și care deosebește în avantajul lui lucrările sale de cele ale contemporanilor săi. Îți pare că dacă am privi-o la microscop, am descoperit în albeața ei mii de particule minuscule din toate culorile posibile ale paletei. Datorită acestui mozaic de tușe mărunte, suprafața picturii dobândește o vibrație catifelată, iar ființele și obiectele par fundate într-o spumă aeriană fină ce le învăluie și care atenuează toată rigiditatea conturelor. O asemenea tratare potențează și mai mult vitalitatea profundă a imaginilor proprie celor mai bune creații ale lui Chardon și care deosebește în avantajul lui lucrările sale de cele ale contemporanilor săi. Un alt exemplu clasic al felului cum înțelege în coloritul, îl reprezintă vânzătoarea ambulantă de la Louvre. Replici executate de artist se află la Potsdam, în fosta galerie Liechtenstein din Viena și în colecția Rothschild din Paris. Acordul coloristic de bază este construit pe contrastul dintre albastrul metalic al șorțului și cazaca albă, șervetul alb și bonețica albă. Acest ton de alb este reluat din nou în șorțul și în boneta slujnicii, ce stă în dreptul ușii camerei vecine. Cazaca vânzătoarei este înviorată de panglicile roz, al căror ton gingaș are drept rapel cromatic rochia roz liliachiu a slujnicii, ciorapii roz ai vânzătoarei și picioarele de pui, ce se zăresc din șervet. Cele mai întunecate accente ale tabloului sunt pantofii negri ai vânzătoarei și cele două sticle ce se află pe podea. Toate celelalte culori sunt fin, nuanțate, de gri argintiu, de gri oliv, de brun. Această gamă cromatică reținută, parcimonioasă, având în ea ceva puritan, exprimă de minune modul de viață modest ce îi impune atât de mult lui Chardon o policromie pestriță ar fi fost aici, ne la locul ei, în timp ce culorile calde, simple și stinse creează exact efectul urmărit de artist. În scenele sale de gen, Chardin recurge la o factură mai păstoasă decât în naturile moarte. El așterne pasta cu un penel bine saturat. Îi place factura poroasă, spongioasă, nițel aspră, el topește parcă în această pastă groasă de culoare tușele fine, cu ajutorul cărora redă jocul bogat de reflexe cromatice. În această manieră solidă, temeinică, există în același timp o bună calitate, pur meșteșugărească, și un arti artisticism superior. Modelând forma din culoare, făcând din culoare principalul purtător al emoției, Chardon știe să pună în evidență, cu ajutorul ei, tot ce este mai esențial. El nu recurge niciodată la detalierea exagerată, ci creează suprafețe line, sintetizate, relieful figurilor și obiectelor, frapând prin laconismul lor, ce amintește de Zurbaran. În această privință este deosebit de interesantă tratarea cutelor. Chardon sintetizează tot ce vede și face acest lucru prin mijloace pur picturale. Iată de ce scenele lui de gen sunt atât de depărtate de o tratare naturalistă. Chardon își îndreaptă impresiile primite de la lumea reală spre focul rațiunii și le încarcă cu o profundă emoție, cu emoția unui mare artist, înzestrat cu o conștiință etică foarte dezvoltată. Acest echilibru uimitor între rațiune și sentiment, constituie una dintre marile taine ale picturii șardiniene, una, unul dintre acele mari mistere ce nu pot fi explicate prin niciun fel de reguli și rețete. Printre compozițiile de gen ale lui Chardon, un loc deosebit îl ocupă imaginile lui de copii. Chardon iubea copiii și înțelegea psihologia copilului ca niciun alt pictor. Copilul mic îl atrăgea prin puritatea lui morală, prin spontaneitatea lui naivă. Îl seducea la acesta acea transparență și limpezime sufletească pe care el năzuia atât de des să le exprime și atunci când zugrăvea oameni maturi. În secolul al XVIII-lea, Amora și Rozalii și Turdulii i-au înlocuit în tablouri și în panourile decorative pe copilașii modești creați de Antoine și de Louis Lenon. Chiar dacă artiștii introduceau în scenele de gen copii, aceștia au întotdeauna ceva afectat, ceva dulceag, uneori chiar ceva vicios. Cu totul altfel îi, îl vedea pe copil Chardon toate aceste fetițe ocupate cu lucrul de mână, rugându-se înainte de masă, jucând cărți și mingea cu pene, visând cu vișinile în mână, toți acești băieți ce construiesc căsuțe din cărți de joc, învârtesc prăsnelul, se amuză cu baloane de săpun, ascultă povețele severe ale guvernantei, sunt plini de grație naturală și de poezie pur șardăniană. Ei trădează disciplina unor copii bine educați, bine spălați, îmbrăcați meticulos, dar simplu și fără nicio urmă de afectare. Ei nu-l observă pe privitor. Ei sunt așa de cufundați în jocurile și ocupațiile lor, încât nimeni și nimic nu-i interesează. Dacă sunt cocheți, sunt cu măsură, copilărește. În mișcările lor nu există bruschețe și impetuozitate. Ei sunt la fel de concentrați ca și oamenii maturi. Figurile lor le este, figurilor lor le este proprie aceeași ritmicitate ca și mamelor. Ei nu sunt pentru nimeni o povară, pentru că știu să se poarte și, cu toată spontaneitatea lor, în anumite limite, ei nu tulbură liniștea ce domnește în tablou. Numai un artist care prețuiește farmecul poetic ale lucrurilor neînsuflețite putea să redea cu atâta pătrundere această lume a copiilor cu visele ei de aur și cu fericita necunoașterea răului. Pe lângă scene de gen și naturi moarte, Chardon a pictat de asemenea și portrete. Artistul a început să se intereseze de portret în anii 30, dar i-a acordat o atenție deosebită de-a lungul deceniului 5. Din 1771, ajuns deja la adânci bătrânețe, din cauza slăbirii vederii, Chardon a trecut la tehnica pastelului, care îi permitea să opereze mai liber cu culorile și să le aștearnă pe hârtie în combinații mai îndrăznețe. Portretele lui nu s-au bucurat de succes la publicul contemporan lui. Când ele figurau la expozițiile salonului, critica le trecea sub tăcere o asemenea atitudine rece față de portretele lui Chardon din partea contemporanilor ni se pare astăzi în multe privințe justificată. Spre deosebire de Rembrandt, Chardon n-a fost un portretist înnăscut. Caracteristica pronunțată, acut individuală, îi era străină talentului său, liric și calm. Pe el îl atrăgea mai mult tipicul decât individualul. Era obișnuit să-l vadă pe om în interior, și anume la o oarecare distanță, ca o imagine îndepărtată, când toate trăsăturile par șterse, datorită unui ușor val de ceață. În aceste condiții, înfățișarea omului depindea, într-o mare măsură, de ambianța imediată ale cărui lucruri erau speculate subtil de către maestru cu scopul de a obține efectul psihologic dorit. În afara acestor interioare admirabile cu lucrurile lor însuflețite, personajele lui Chardon pot apărea insuficient de semnificative. În timp ce în climatul interiorului ele dobândesc un profund sens la tric. Când artistul a abordat genul portretistic, el a trebuit să dea figura în prim plan, a trebuit să accentueze caracteristica psihologică, a trebuit să picteze carnația văzută de la o mică distanță, a trebuit să renunțe la acompaniamentul acelei lumi îndrăgite de el, a lucrurilor nensuflețite. Altfel spus, el a trebuit să facă ceea ce nu era în obicei, ceea ce era străin. Iată de ce. Chardon nu s-a achitat de rezolvarea acestei sarcini. Portretelor sale le lipsește vioiciunea și acuitatea portretelor lui Latour. Ele au uneori ceva flasc și impersonal. Și totuși, Chardon a reușit în domeniul portretului să creeze câteva capodopere. Așa sunt autoportretele și portretul soției, executate în tehnica pastelului. Opere ce au provocat entuziasmul fraților Goncourt, care le-au descris cu o rară putere de penetrație și cu strălucire literară. Este foarte simptomatic faptul că cele mai bune portrete ale lui Chardon sunt autoportretele și efigia celei de-a doua soții. Obișnuit să picteze după natură, lui îi trebuiau mulți ani ca să se deprindă cu chipul omenesc orice chipuri putea să cunoască el mai bine decât pe al său și pe al soției. Aici trebuie căutat secretul reușitelor sale. Cu toată bătrânețea, cu toate că vederea îi era slăbită, cu toate că degetele îi înțepeneau, el a ajuns în aceste lucrări la soluții atât de perfecte, încât ele nu sunt mult mai prejos decât naturile moarte și scenele sale de gen în autoportretele păstrate la Louvre și în colecția Rothschild din Paris, ne apare ca un bunic blajin. Pe cap are o bonetă de noapte, legată strâns cu o panglică, este îmbrăcat în halat, iar la gât are o basma. Pe vârful nasului sunt etalați niște ochelari mari, care conferă feței o mansuetudine deosebită în timp ce contemporanii săi se zugrăveau în veșminte de sărbătoare și în poze de efect, străduindu-se cu orice chip să arate la înfățișare ca oamenii de vază, Chardon o rupe brusc cu această tradiție înrădăcinată adânc în autoportretele artiștilor. El dorește să se înfățișeze așa cum era la bătrânețe. Uitând toate jignirile, retrăgându-se adânc în sine, iertând totul și îmbrăcându-se într-un simplu și comod costum de casă. Privind aceste minunate autoportrete, îți vin în minte cuvintele lui Chardon, adresate criticilor salonului. La revedere, domnilor, blândețe, mai multă blândețe. Nota citat după Denis Diderot. Opere citate, volumul 10, pagina 236, notă încheiată. Atât autoportretele lui Chardon, cât și portretul soției sale, sunt capodopere ale tehnicii pastelului. Artistul trasează cu creionul linii libere, curgătoare. Indică unele puncte abia vizibile. Recurge la o îndrăzneață hașurare din linii ce se întretaie plasează energic blicurile suculente, așternă un ton peste altul, întinde unde trebuie culoarea cu degetele, amestecând-o cu culorile învecinate. El pictează carnația în manieră pur impresionistă, punând în contrast albastruri curate, roșuri intense și galbenuri aurii care se contopesc la distanță și redau extraordinar de veridic pielea îmbătrânită, ridată, cu neregularitățile ei, cu suprafața ei aspră, care absoarbe lumina și reține umbrele. Aici, Chardon a reușit ceea ce nu izbutise în portretele mai timpurii, să redea cu o admirabilă precizie nuanțele vii ale carnației, care și are coloritul ei individual, irepetabil, ce sugerează la perfecție căldura pielii omenești. Pe fundalul artei franceze din secolul al XVIII-lea, Chardon are o figură singulară. Într-un secol când decăderea morală cuprinsese largi cercuri ale societății, el se manifestă ca purtător al unor înalte idealuri etice. Într-un secol, când forma elegantă și grațioasă devenea deseori scop în sine, Chardon a pus cel mai mare preț pe adevărul profund al vieții. Și cu toate că multe lucruri îl apropie de contemporanii săi, ca de pildă gustul fin în alta cultură artistică, drăgălășenia seducătoare a imaginilor, lucrările lui le sunt proprii într-o măsură și mai mare trăsături care ne obligă să-i acordăm un loc aparte printre pictorii rococoului. Dacă aceștia din urmă Percepeau fenomenul sub aspectul lui decorativ, pe Jardin îl atrăgea cel mai mult latura emoțională. El n-a fost niciodată un observator rece, fără suflet al vieții. Știa să se cufunde într-o îndelungată contemplație aceea ce se pregătea să zugrăvească și să treacă totul prin simțuri, invitându-l și pe privitor să facă la fel. El avea un ochi de pictor cu adevărat înnăscut, care consideră că totul pe lume este la fel de interesant și de minunat, de la cana simplă de lut până la slujnica ce spală o cratiță. Și, ca un poet autentic, el avea darul să transforme proza vieții într-o poezie sublimă, transformând-o cu mijloacele artei sale vrăjite în ceva atât de desăvârșit, încât ea își pierdea tot ce avea banal, grosolan, vulgar în ea. În sfârșit, știa să vadă lucrurile. Nota Chardon gândea atât de amănunțit compozițiile tablourilor sale de gen, încât nu se temea să le repete. Iată de ce la el se întâlnesc atât de des replici de autor. Neavând o bogată fantezie creatoare, el s-a mărginit să repete o soluție odată găsită, cu condiția însă ca această soluție să-i se pare perfectă, notă încheiată. Din această capacitate de a vedea, decurgea în mod logic capacitatea de a picta. Stând ceasul întregi în fața modelului pe care urma să-l fixeze pe pânză, penelul său, el a acumulat profunde cunoștințe teoretice și a pătruns în tainele naturii. Asemenea naturii însăși, el accepta poziția contrastantă de culori, știind foarte bine că ele se contopesc în tonul just, dând nașterea acelei vibrații care redă vălul de ceață al atmosferei și imperceptibil de fine efecte coloristice. Pentru el, pictura era cea mai perfectă dintre toate artele. Ea îl atrăgea prin caracterul ei uman, prin specificitatea limbajului ei artistic, original, prin substanța vie a culorilor ei, și lui i-a fost dat să devină un mare pictor, a cărui creație marchează una din culmile realismului secolului al XVIII-lea.